Mergem să vedem de dulapuri. Dulap pentru bucătărie, pentru baie. Doamne, ce la gura mea! Să vedem de dulap pentru baie. Să vedem cam la ce scor ne ajunge. Unde trebuie să mergem? În partea asta, la altă, în capa 3. Deci data asta chiar mergem în capa, nu mergem în galeria 1, da? Deci, vă rog frumos, în capa mergem. Acum, la etaj acolo, cât mai multe și să vedem... intrarea e pe acolo. Și să vedem cam cât ne-ar ajunge, dacă nu, o zi Mihai că s-a făcut singur să-l facă. Vedem. Noi ne-am format așa în cap un buget, Mihai zice cât depășește, cât cred eu, dar vedem. Chiar sunt curioasă. Ai certificat verde? Îl avem? A, da, cred că trebuie certificat, nu? Și ne verific cineva. Da, e deschis. Da. Hai să vedem, o luăm așa la rând. Hai că ce m-am desumflat. Ce ai, frate, dar era de așteptat, că ăștia dacă nu li comanzi dormitoare întregi, bucătării și din astea, nu se complică nimeni să facă. Am reușit să întrebăm o singură persoană, pentru că restul nu erau la birouri. Două persoane trebuie. Păi da, două, dar unul ne-a trimis într-o parte unde nu era nimeni. Așa, și unul care face mobilier, dar voi zic că nu, așa ceva el nu face. Și mai era opțiunea ăla care ne-a făcut mobila, dar pe ăla eventual îl bat dacă îl văd. În niciun caz nu-i mai fac eu vreo comandă lui, pentru că nu a fost un dezastru comanda mobilei în casă, în fine. Și da, în cazul ăsta cel mai probabil mai avem încă pe cineva de sunat pentru o recomandare, dacă nu vrea nimeni să facă, pur și simplu o să apuce Mihai singur, are tot ce e nevoie. Din șurubat, din filetat, din tăiat, de... Na, numai că... Bine, noi am făcut măsurători și acum au zis că Mihai ar trebui să facă măsurători mai la milimetru ca să... Na, e sigur că nu strică materialele și așa. Dar o să vedem. Vă țin la curent dacă pornește Mihai în această aventură. Mobilier n-ai mai făcut până acum. E un început. Nici mare. Bine, nu-i mari chestii. Nu, tai eu, ți-o tai la Horbach acolo. Trebuie să duci doar cu cotele corecte ca să fie... Să nu strici. Da, și toate chestia asta la 3 sertare. La 4. Da, nici acolo n-am nicio. În rest, nu-i... Nici o răstriște. Nu-i mare scofară. Doar că, na, chestii mici și... Oricum, am observat că pe aici am majoritatea cam așa. Și dacă vrei să schimbi o ușă sau din astea, sau să pui, de exemplu, sită la... Deci cât de greu am găsit pe cineva care să-i pună nouă siti la uși. Pentru că nu vine nimeni pentru așa ceva. Nu? La acasă, că m-am pus... aveam cunoștințe, că altfel tot așa nu... La uși ai pus sită? La uși, la apartament, ai sită la uși și la geam. Sită de țânțari, plasă de țânțari. Da, pentru mine sunt la geamuri toate. Da. Deci tot așa, că nu-s complica absolut nimeni să vină pentru așa ceva. Da, i-a dat osul mic și nu... Majoritatea cu asta, da, câștig mai mult și să nu muncească în traiurea. Cam asta e ideea. Prost și fără rost, puțin și bine. Puțin și bine, da. Bine, haideți că de acum revenim direct de acasă și zic bună ziua. Bună ziua, bine ați revenit la un nou vlog. Bună dimineața! Ne-am făcut treaba, ne-am întors de la Arad, acum ceasul e 3:15. Să vedem dacă are Mihai chef să intrăm până la Horba. Dacă nu, ei trebuie să vrem să cumpărăm o lampă, cum am pus în toată casa, plafonieră, nu așa se cheamă. Da, așa. Vrem să punem și în bucătărie, pentru că acum eu am corpul ăla de la Ikea și lumina e foarte slabă din cauza lui. El este foarte frumos. Dar așa, și am zis să punem tot cum avem în toată casa, că suntem super mulțumiți de aplicile alea pe care le-am luat la Horbach. Așa că, dar asta dacă are Mihai chef să și schimbe, dacă nu, nu mai mergem. Mergem acasă și o să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl, că m-am dat de mult cumpărături, bine, nu mari chestii, dar acum am dat seama că n-am cumpărat nicio legumă, am uitat complet.
Păi ce greu e sunt că nu mai ajung la piață deloc, dar nu mai am, deci pur și simplu nu am când să mai ajung la piață, doar dacă aș merge acolo la Iosefin în timpul săptămânii, dar acum mi-e nașpa tare, că se întunec, că zona e foarte nașpa, mi-e și frică să ies pur și simplu pe stradă, adică e foarte, foarte, cum așa, aiurea, senzația și te simți așa nesigur pe stradă, mai ales în zonile astea de gară, de... Asta e situația în Timișoara noastră, dragă. Am ajuns acasă și haideți să vă arăt rapid ce am cumpărat, pentru că este ora 5 și eu n-am mâncat încă nimic. Ne-am luat cu treaba, abia acum am ajuns acasă. Deci am luat de la Lidl mixul ăsta de legume care e aproape dezghețat, pentru că îl aducem de la Arad, că tot ăsta mașina l-a încărcat, am făcut cumpărăturile. Dar mi s-a părut super interesant, se cheamă așa, Mixed Vegetables Mexican Style in a Spicy Salsa. Mi se pare foarte tare, nu am mai văzut la fel mixul ăsta. Am luat o pungă de căpșuni. Niște lămâi din astea bio, pentru că o să vedeți că ne apucăm imediat de făcut o treabă. Niște portocale, tot așa ca să, pentru coajă de răzuit. Niște banane. Am luat magicul lapte vegetal, un lapte normal, tot pentru ce o să facem imediat. Așa, facem o surpriză. Adică eu fac o surpriză și de asta am cumpărat. După aia am luat două esențe. Eugeniile mele preferate, mi-am luat una cu cacao, una cu vanilie. Am luat niște drojdie, două pentru rețeta magică. Am mai luat biscuiței ăștia, sunt biscuiți... Lasă că acum nu știu ce faci, Mihai. Sunt biscuiți digestivi și sunt super, super faini și sățioși. Am luat unii cu scorțișoară și unii simple și sunt din ovăz. Bine, au zahăr normal, dar na, mai mănânc și din astea. Săptămâna trecută mi-am luat, în ideea în care am crezut că mi-au din ăștia, da, care-s ca ștrampii și de fapt mi-am luat doar leggings. Erau acolo desfăcuți ăștia și eu nu m-am uitat pe ambalaj, am luat direct așa, băi, și atât sunt de faini. Și acum am zis că dacă mai găsesc și am găsit, mi-am luat și gen ștramp așa, foarte, foarte fain sunt și azi am avut pe mine. Au un material super fain pe dedesubt și sunt foarte călduroși și subțiri totodată, adică nu sunt material din ăla gros așa să simți că te termină grosimea lui și te gâdilă tot puful ăla, deci n-are nicio treabă. După aia am găsit de la săptămâna grecească aceste, practic sunt niște migdale învelite în caramel. Am revenit. Mihai, ești curăț, papuci, nu știu ce, Doamne iartă-mă, tot faci acolo, cred că s-au auzit, m-a fâs. Râzi. Așa, deci migdalele astea mi s-au părut foarte interesante și am zis să le încerc și o să văd cum sunt. Chipsurile astea de măr sunt geniale, v-am zis de ele, îmi plac extraordinar de mult, bineînțeles că am cumpărat o pungă. După aia am luat o pungă de făină, pentru că îmi trebuie acum pentru rețetă. Am luat un zahăr, hârtie de copt, mă chinui de vreo lună de zile să-mi cumpăr. Și am găsit biscuiții ăștia, Mihai a adus aminte de copilării și o scriu, iubita, uite biscuiții ăștia simpli, vanilați, sunt de post, de că nimic, așa și-a luat o cutie din asta de biscuiți.
Și am mai luat tot de la Lidl. Stați că pe aici trecem și în ce am luat de la Auchan imediat. Da, mi-a dat un picior în spate pentru că nu aprecia bine distanța. Am luat o cutie din asta de fasole într-un sos tomat, așa, atâta de bune. Bineînțeles că au zahăr, asta e singurul minus, dar sunt super bune. Adică nu, e super bună că e o fasole. O fasole, două fasole. E super bune fasolele, da, e foarte bună fasolea asta, place foarte mult. Pentru că l-am cumpărat probabil de mai bine de un an de zile un sos din ăsta, tot așa, care zahăr. Dar parcă așa mi-era de poftă să mănânc cu niște paste din alea de porumb de care îmi plac mie. Și mi-am luat și un sos din asta de legume. Am mai luat-o din asta de ciuperci. Am luat, deja că ați văzut toate ingredientele, probabil v-ați dat seama că facem mucenici. Și poate o să ziceți, ce faci cu mucenici în noiembrie? Facem surpriză lui mătușa că la Paști, atunci pe 9 martie nu a fost în Timișoara, nu a mâncat și acum ai și lăsatul secului și mergem pe la ea și am zis că vreau să-i fac o surpriză, să-i fac niște mucenici pentru că îi plac la nebunii mucenici moldovenești. Am luat două din astea de roșii și două de năut, tofu. Acum trecem la Auchan. Mi-a luat un tofu afumat, mi-am luat de vreo 2 săptămâni, îmi place super mult ăsta că zici că mănânci cașcaval afumat. Și am luat simplu ăsta ca să-l fac crocant la cuptor. După aia, dacă nu ați încercat această pâine de la Auchan, care se numește pâine cu maia și ceapă, avem comentatorul șef aici, nu știu dacă l-auziți, dar la orice zic eu comentează. Pâine cu maia și ceapă, vai, deci este mortală pâinea asta, pur și simplu. Chiar acum o să mănânc și... Nu, opărați că muriți, s-a auzit, da? Și mai au și cu măsline, tot așa bună, dar asta cu ceapă, parcă mi-mi place un pic și mai mult și o să mănânc acum cu niște steluțe pe care mi-am făcut aseară din fasole, cu ceva, am fi mai multe chestii. Mihai și-a luat, apropo, lipiile care s-au scumpit direct cu 1 leu, deci acum este 7 leu din asta de lipi în loc de 6. Și la Mihai un Christmas Tuborg Brew. Și apropo, Brew. Christmas Brew, nu? Așa? Sau cum se pronunță? Brew, nu? Ne-am uitat și la Braz, bineînțeles, pentru că dacă v-ați stat la vreo cum ați trecut, știți că sunt setată, să-mi schimb bradul, dar o să vedem. Încă vedem. Ce nu anul ăsta? Vedem. Așa, mi-am luat ăsta, Old Mount Cider, îmi place la nebunii, e cel mai bun cidru și n-am mai băut de foarte mult timp și mi-am luat unul. Am luat un Sano anticalc din ăsta ca să pun să curăț mașina de spălat, ocazional, nu. Vreau să zic regulat, odată la câteva luni, iau un din ăsta și bag în mașină, se pune în mașină și se dă program, mi se pare că cu temperatura cea mai mare, ceva de genul, și pe ăsta îl folosim mereu la fiecare spărare, la fel anticalcar. Și cam astea sunt cumpărăturile. Așa, acum aproape o să mă vedeți puțin cu purici pentru că filmez cu telefonul, nici măcar n-am, deci camera este aici pe birou desfăcută pentru că de când am editat ultimul vlog n-am apucat să mai scot cardul din geanta de laptop și să-l așez camera la loc. Acum o să mă pun să mănânc. Cât încă mai este puțin lumină afară, vreau neapărat să-mi șterg geamurile pentru că sunt odioase, dar mai trebuie să așez toate cumpărăturile la loc. Și după aia facem mucenici. Cred că asta e tot ce vreau să vă zic momentan, dar mai revin pe parcurs. Gălăgie pe fundal, dar am pregătit aici toate cele pentru mucenici. O să vă las în descriere link. Am mai făcut mucenici și cred că vi-am arătat de cel puțin 2 ori pe canal cum îi fac. Dar o să vă las un link în descriere, cred că undeva am făcut mai detaliat. Mi-aduc eu aminte un clip acum. Și am pregătit aici ingredientele, doar că ce să vedeți, am uitat să iau unt. Și s-a dus Mihai până la profiul ăsta din cartier de la noi ca să iau unt, pentru că vreau să-i fac așa ca la carte. Aici am brăzuit o lămâie și o portocală. Și dacă vă vine să credeți, aceasta este noua noastră lumină din bucătărie. Nu am absolut niciun fel de lumină artificială, nimic. Apropo, mă merge pe la Jumbo, trebuie să-mi iau ceva pentru telefon. Un ring light din ăla care se eclipsează, pentru că, hei, ne pregătim de vlogmas. Am nevoie de lumină cât de cât când filmez în casă, pentru că GoPro filmează oribil seara, adică când lumină slabă. Și o să mă folosesc mai mult de telefon, așa că vreau neapărat să cumpăr un ring light din ăla care se clipează așa pe telefon. Și acum, ia uitați ce lumină minunată avem, Doamne, deci nu-mi vine să cred
cât de luminoasă este bucătăria, parcă altă culoare are mobila, parcă m-a apucat, am șters tot praful, am șters toate dulapurile, măcar am făcut bucătăria giu-giuc. Așa, m-am mutat un pic, acolo era prea mare gălăgie. Deci, ideea este că, cred că v-am zis mai devreme, dar în fine, am vrut să-i fac surprizul următor, așa, să iau, să-i fac mucenici. Bineînțeles că untul, laptele, am cumpărat lapte ca lumea, am zis că vreau să fac ca lumea, cu lapte, ouă, unt, nu cu lapte vegetal sau din astea, pentru că, na, v-am zis, de luni oricum începe postul și am zis că, băi, s-o nimeri perfect că a venit acum, că numai bine pot să-i fac așa înainte de lăsatul secului, pot să-i fac mucenici, știu cât de mult îi iubește și îi fac așa dintr-un kilogram de făină să-și facă pofta, să mănânce poate mână cât și vărul și prietena lui, în fine, adică să mâncăm cu toți așa. Eu probabil o să gust și eu mucenic, vă dați seama că dacă îi fac o să gust și eu unul, dar nu pot să zic neapărat că, adică nu neapărat, nu mi-e poftă, nu am nicio treabă, dar dacă o să mănânce toți cu poftă, cu siguranță o să mănânc și eu unul. Dar am vrut să-i fac așa și nu o să arunc laptele sau, vă dați seama, folosit doar 400 ml de lapte, nu o să-l arunc, doar că o să-i duc ei și untul la fel, ai găsit, mami? Veni și Mihai super rapid și o să-i duc ei, așa că oricum nu se pierde nimic. Cam asta este. O să... Auzi, mașina electrică se mișcă rapid. Cu aia nu te mișcai la fel de rapid. Faci mișto. Ce lumina e în bucătărie? Băi, când trec aia cu satelitul la NASA, așa? Știu. O schimbam Mihai. Apropo, dar ai dus cutia. Am luat de... tot din aia pled, adică 45 de lei un Covalact. Covalact ca la țară, păi, de la țară. 65% grăsime, super. O luat Mihai cutia de aici, dar am luat de... scotea cât? 100... cât? 128. 128 de wați scotea, ca și, adică un bec de 128. Și consumă 24 de wați, cam asta este. Cred că e la fel ca ăsta de living, dar ce mișto acum, că toate au... Ăsta e de 18. E de 18, nu? Ți-am zis că mi se pare un pic mai slabă, da. Pentru că, cred că atunci cel mai mare era de 18, că ăsta era singurul acum, ai văzut? Așa de puternic. Na, ar fi fost fain și aici de... Da, e perfect. Aici. Da, faza este că acum... Ia uitați, ne vedeți pe amândoi aici în oglindă. În oglindă aici se vede, deci, și Mihai și eu. Faza este că acum e mult mai fain că absolut toată lumina din casă are aceeași intensitate. Nuanță, cum ar veni, pentru că toate sunt warm white, așa le-am luat, n-am vrut să fie nici calde, nici reci. Asta în bucătărie era caldă, aici era lumina rece înainte, sau nu, tot cald era și aici. Ce? Când aveam ăla de la Ikea vechi. În fine, ideea este că acum se vede mult, mult mai bine așa, e mult mai fain și mai odihnitor pentru ochi, n-am mai vrut lumină caldă și nici foarte rece. Și na, e cu tot o altă treabă. Faza este că, na, mi-i plăcea foarte mult și asta, dar eu n-am luat în considerare, deci noi la, uite că e aici pe jos, asta trebuie să o strâng, să o curăț de praf și să o strâng. Bine, pe lângă faptul că era moarte, de fiecare dată când trebuia să o curăț de praf, îți dai seama că se pune praf pe ea, și acum vreau să o desfac toată. Ia zi, Mihai, vreau să o păstrez, poate vreau să o folosesc, îmi place prea mult, îmi place mai mult decât aia care era aici în living. Dar, deci, bec noi am pus, scotea 100, doar că nu am luat în calcul că toată... Hai să mă și vedeți și vă arăt. Că toată chestia asta, așa, o să ia foarte mult din intensitatea luminii și asta se întâmpla acolo. Era și jos lumina, nu era pe tavan, pentru că, na, ăsta pleacă așa și se atârna. Și lua, era și mai jos și mai avea și toate chestiile de jur împrejur și de-aia era lumina atât de proastă în bucătărie. Am zis de mult, adică de când am pus, ne-am dat seama că nu este o idee bună, dar tot am zis, las că o schimbăm, o schimbăm, o schimbăm, așa, dacă tot au apărut chestiile astea la Horbach, am zis clar și în bucătărie o să punem aceeași treabă pentru că sunt prea, prea faine. Da, mă duc acum să mă apuc de frământat pentru că maiaua mea cred că a crescut. Crescut ceva aluatul meu. Gata, și prima tură de mucenici cam așa arată. Super pufoși și moi. Mi-a ieșit perfecțiuni, mi-a ieșit. O să revin mâine cu lesat final, pentru că mâine dimineață trebuie să mă duc să sparg nuci, că nu am. Mi-a dat Roxy o lădiță de nuci, costă pe bogăție și abundență, și mi-a dat și mie o lădiță de nuci și trebuie să mă duc să le sparg dimineață. În seara asta o să mă ocup, o să îi siropesc, îi dau cu miere și mâine numai să macin nuca, să sparg nuca mai întâi și să o macin. Așa că o să revin mâine dimineață, între timp. Mai avem la cuptor încă o tavă. Bine, și-am mai înghesuit. Aici ați mai înghesuiți pentru că în prima tavă m-am lăfăit și pe azi nu mai pun de 3 ori la cuptor. I-am pus așa, vedeți cât sunt de imenși. Și
weekend. Și fain. Bună ziua! Avem azi vecini noi. Bună ziua! Dați-i faci! Deci uitați puțin cât e de frumoasă. Băi, pisă, băi! Unde-i fractă sorta? Aia la altă fugită. Aia e mai nebună. Mai avem una. Vai de mini și de mini. Problema este că la noi aici este numai, practic, loc de joacă și toaletă. Atât. Dar bine, măcar că astea stau și la alintat. Piso, uite că am văzut-o și pe acolo. Atât ce frumos se asortează cu peisajul. Mă, Piso, hai, tu nu mă lași să pun la tine, a? Piso, hai, vino să te alint un pic, hai. Pisi, pisi. Pisi. Hai, lasă-i o turbată. Asta a venit Mihai într-o zi în căsuță, băi. Și așa l-au speriat că s-o trezit direct cu ea în căsuță și nu știa ce și cum. Pisu! Nu, Pisu, mă! Nu mă las pămâna pe asta. Uite ce nebună-i. Nu așa sare. Deci că iepuri. Vreau să vă arăt, de fapt, crizantemele mele. M-am zis, toate sunt culoarea asta aproape. Uite. Ce faci, mă? Ba, deci pisicile astea sunt chiar de bune. Scață în copaci sunt. Cam asta, deci am culoarea asta. Asta galbenă, care e prima, e cea mai mare. Asta este tot mov. Asta alb. Și astea două tot mov. Și mai am în față una grenea. Și una albă, încă una albă. Deci cam așa m-a prostit ăla, că vezi, Doamne, eu am luat toate culorile eu, practic. Când, de fapt, toate, majoritatea sunt culoarea asta. Dar cam așa arată. Și intră iară, spre acuroasă. Poate închid aici și moarim. Asta nebună. M-a apuc de spart nuci acum, uite, și-o făcut vântul prăpăt pe aici, uite, capacul ăsta, uite, mă, pe aici, bai, deci eu bătut un vânt săptămâna trecută, Doamne. Deci uitați-le puțin. Asta o vânează pe aia. Nici nu știu mai ale cui sunt, dar ce ochi portocalii are măța asta, Doamne. Deci are ochii exact în culoarea blănii. Iată. Criminale, nu așa? Uitați să joacă în continuu. Piso! Ți-mă, mă, Piso, mă! Oh, a mai apărut una! Ia uite! Mamă, noi avem aici fabrică de pisici! Înțeles că în partea aia... Mai apărut asta, habar, avem și asta de odioi. Dar vă că se înțeleg, adică nu se mări, nu se cârâi, nu nimic. Piso, pe acolo mai ești, mă! Asta e cea mai sperioasă, uite cum stă acum. Că a venit asta altă. Vezi unde-s? Băi, băi, alintat-o? Alintat-o? Este o alintată, da. Ce frumoasă și alintată. Cam asta este rezultatul final, că acum am pus așa și o să pun folie, că eram cât pe ce să uit să mai filmez, dar ăsta e rezultatul final, de acum ne vedem direct de afară. Da, bine că numai ne-am privat așa. Am mers până la Nala și mi-am luat. Uita, Mihai, după, are nevoie de o geacă. Da, Mihai, are nevoie de încă o geacă și niște ghete, dar ghete chiar are nevoie.
ieftine și nu. Adică am găsit ceva, dar faza este că sunt mai ieftine online acum decât în magazin. Adică geaca aia de la Jack & Jones online e 179 de lei și în magazin era 299. Și aveam nevoie neapărat de deodorante de la Nala. Doamne, ce mă enerva fata aia. Deci la Nala aici, de fiecare dată când te duci altcineva, deci clar că nu stau. Și după aia am mai făcut practic și nebună, că mi-a zis că am zis că voiam să iau un deodorant și zic nu le iau pe ăsta deasupra, că se vede că a fost desfăcut. Apoi la noi așa se desfac. Zic, da, ok, nu sunt de acord cu brandul că nu au produse desigilate. Știți că am mai vorbit despre chestia asta. Păi da, doamnă, dar dacă dumneavoastră sunteți fixată și aveți problema asta, nu înseamnă că așa trebuie să fie. Zic, nu, îmi pare foarte rău. Nu mi se pare ok ca produsele să nu fie sigilate. Normal este să aveți... Păi avem testere. Păi zic, dacă aveți testere, nici mai trebuie să mai desfac cu toată lumea. Păi ci că nu, doamnă, nu toată lumea ca dumneavoastră, că vin, îi desfac și eu stau să mă cer cu omul. Păi zic, e problema brandului, n-am. Mi-au luat două părți de miros, să văd cum miros. A, ce bine miroase. Mi-a luat unul, mie îmi place foarte mult deodorantul ăsta, într-adevăr, vara când este foarte cald, nu prea face față, dar în rest extraordinar, îmi place la nebunie. Și pentru că e din, până azi, deodorantele astea solide, sper că vedeți ceva, că bate soarele fix aici. Ia uite cum miroase. Mm-hmm. Hai, nu? Ăsta e cu cireșea mare. Și mi-a luat unul pentru că aveau 30% reducere la toate produsele. Mi-a mai luat unul cu mușețel și lavandă, e așa cu galben. Bine, ambalajele sunt execrabile. Deci, în fiecare dimineață vă dogănesc cutia asta ca nu-ți deschide. Ăsta e miros așa foarte foarte lejer, așa foarte blând. Nu? Mușețel și lavandă și super natural, foarte fain. Da, mi-a luat. Deci, credeți-mă că i-aș fi dat lui toate cutiile de cap și aș fi plecat, doar că i-am zis, n-aș fi cumpărat, dar îmi plac deodorante și am nevoie de ele, că altfel n-aș fi cumpărat la tine. În fine. Era o cochilă din asta arogantă, așa, credea că zici că vindea la standul lui mama, nu la, în fine, da. Mama ei sau mama ta? Mama ei. Mm. Așa, așa atitudine avea. O zeflemea din aia și o mamă. Mai încep sunt și fixată, nu, auzi. Că de cine se gira de produs, fie eu fixată, nu ei au o problemă, tot eu am o problemă. Da. Da. Tu ești nebună. Aș mai fi încercat produs și aș mai încerca produs de la Nala, dar tocmai din cauza asta nu mai vreau, pur și simplu. Mi s-a pus o fată pe ăștia de aici, adică nu mai pot. Și mi l-am comandat online că trebuie să plătești transport, că altfel nu mai cumpăram eu, dar na, asta este, când ai ce face, mai faci și compromisul din astea. Și acum o să mergem spre casă, ca să luăm, cred că mașina e la altă, să mergem pe la Jumbo, că asta nu mai, adică mai are baterie, dar nu cred că să ne ajungă pe la Jumbo și înapoi. Ne rog, cam la limită și eu cu Mihai programare să o încarce mai târziu. Mm-hmm. Și o să mergem să luăm portocalica și dăm o tură până la Jumbo. Și pe aceea acasă. Acum ceasul e 3:20. Deci s-o cam dus și ziua de relaxare de duminică. Astăzi ceram că am muncit dimineața, mi-a șters geamul pentru că seara deja era besnă. Până l-am ajutat Mihai să l-am ajutat. La, i-am ținut lumina acolo, spas schimbi pe cu pentru că deja sunt întunecat, era besnă, afară când neva să mi-a șters geamul. Mi-a șters azi dimineața. Aia praful puțin prin mașină, că eram amândouă de tona de praf, că n-am mai avut timp. Și bine, am mai lucrat puțin dimineață, dar așa, lejer, nu prea mult. Uite și capul lui Mihai. Ajuns la Jumbo, da? Nu vă mint. Doar că problema este că e full până în spate, încolo. Și am zis că nu mai intrăm în aglomerația asta, pur și simplu. O să venim miercuri seară. Vreau neapărat să-mi un ring light din ăla. Dar nu, deci, mamă, frate, e plin, deci plin. Nici, cred că numai la Crăciun e ocupat până în spate de tot. Nu, prea plin și nu mai intrăm. N-are sens, pur și simplu te calci în picioare în aglomerația aia, n-are niciun rost. Mergem acasă și o să mergem de acum miercuri. Tu nu mergi la seară și atunci o să mergem miercuri seara, putem veni cu siguranță seara numai și dacă mașinile fac când sprinci un curs, nu știu care e faza. Cu siguranță, da, miercuri seara nu o să mai fi chiar așa de aglomerat. Păi da, să știi că de aia nu mai găsești în decembrie nimic, că acum se cumpără tot, în principiu. Da, asta e treaba. Deci, e adevărul că ai vrut să te plimbi cu asta. Da, nu mai știam cum să fac să mă plimb și cu portocalica, că nu merg toată săptămâna cu ea și de fapt da, de asta am zis să mergem la Jumbo, că mai puteam fi în banii.
Da. Păi în cazul ăsta aici o să încheiem și vlogul, că voiam să-l încheiem după ce mai filmam prin jungle și din astea, dar da. O să încheiem aici vlogul. Vă mulțumim foarte mult dacă v-ați uitat. Pe Mihai nu prea-l vedeți pentru baterie. La soare te poți uita, dar la mine ba. La Mihai, ba, da. Și ne vedem de acum săptămâna viitoare cu un nou vlog. V-am pupat. Aveți grijă de voi. Ceau. E chem fain.